Asta s-a întâmplat din cauza lui Parker. Probabil că s-au amestecat foile. M-am mutat în Greenwich din cauza mamei. Dacă nu ar fi avut filmări în California, acum nu ar fi trebuit să fiu la școala asta. O, Doamne, chiar am ajuns printre needucabili. Ai trebuit o schimbare, Lola. Distrează, da, mă uită. Îți dăm clasa specială autonomă de 8-a. E, ca biliadică. Noi nu folosim acest termen. Toți profesorii din școala asta știu, sunt copii pe care i-ați avalorat. E o clasă dificilă, termen de asta ți-o dăm ție. Sigur, dar dacă noi știm un potrivit? Toate acestea se întâmplă din cauza acelui incident, din cauza lui Jake Terranova. Răzdrăvam pe voia vostru! Bună ziua, copii! Pe 23 octombrie aveți un test la științe la care aș vrea foarte mult să învățați. Cum puteți să faceți așa ceva? Sunt doar niște copii. Nu puteți să îi explodeți așa. Trebuie să învățăm pentru acesta. Cred că este foarte important pentru domnul Crăbun. Nea, nu știu ce să zic, eu nu sunt așa de mână știință. Ne-a luat apărarea, trebuie să-l ajutăm. Trebuie să învățăm pentru acest test. Toți, până și Aldo a început să învețe pentru domnul Kermit. O să-l salvăm pe domnul Kermit cu orice preț. Iar cea mai mare surpriză a fost că rivalul domnului Kermit, Jake Terranova, ne-a fost de mare ajutor. Deci, copii, cu ce începem? Trebuie să învățăm pentru acest test. Cred că este foarte important pentru domnul Cărmi. Eu nu știu ce să zic, eu nu sunt prea bună la știință.